What's up, traderi? Bine ați venit la o nouă analiză tehnică, marca Real Trading România. Eu sunt Luci și azi o să vorbesc despre SNDL, ca urmare a comentului lui Vialli Coman din un videoclip din 22 martie. Da, o să vi-l pun aici să îl vedeți. Vialli Coman mi-a zis în felul următor: awesome, ce părere ai despre SNDL? Crezi că poți face o analiză? Sunt curios cum abordez perioada 8 februarie, 19 februarie 2021. Mulțumesc și keep up. Vialli, mersi fain de coment și de sugestie. O să fac acum analiza tehnică. Înainte o să mă interesez să văd ce-i cu el, că nu știu care e faza, n-am auzit de firma asta. Dar având în vedere cum ai pus problema, o să împart video în două părți. Prima parte o să văd dacă aș fi putut să înțeleg dinainte ce se va întâmpla în perioada aia. Și în a doua parte o să fac analiza tehnică, să vedem acum, în momentul de față, dacă e de tranzacționat și în ce direcție. Ok? Hai să vedem. Bun, hai să-l adăugăm aici. Sandel Growers. Pe Nasdaq, ok. Și unde te-ai dus? La AI. Stai întâi să vedem o combinație. Intrăm pe tpx.com. Scriem Sandel. Să luăm un pic de informații. Adică eu o să-mi iau, pentru că v-am zis, nu știu ce-i cu ăștia. Bun, Sandel Growers, ok, stă cam nasol cu predicțiile, deci analiștii zic că în un 12-month forecast, adică în 12 luni, e posibil să ajungă la 0,45, alții la 1,40 și media la 0,74. Sunt 3 analiști pe sell, unul pe hold și nici unul pe buy. Foarte fucked up. Hai să vedem alte lucruri. Sectorul ar fi bullish, însă Sandel Growers e un pic cam bearish și ultimele predicții, ultimele știri sau articole, acum o săptămână pe Seeking Alpha avem o știre bearish, acum două săptămâni pe Investors Place încă o știre bearish, acum două săptămâni jumate, deci recent, da? Alta bearish. Însă avem bullish, un articol bullish pentru să ne dălăm ieri 7 marihuana stocuri să cumperi. Ok, deci ăsta e marihuana. Să ne dălăm, hai să-l mutăm aici, unde ești? Marihuana, pac. Ok, așa, stock analysis. Ia să vedem. Deci, ratingul de la analiști moderate sell, blogger opinion bearish, nu avem activitate de la hedge funduri sau inside activity, însă tehnicale pozitive, fundamentale super nașpa și ok. Bun, e un pic cam mixed pe aici, dar ne-am făcut o idee, e un stoc de iarbă și hai să vedem cum arată. Click. Ce stăm pe daily, hai să-i dăm pe weekly, da? Așa facem când n-am mai văzut, opa, cam scurt când apărut ăsta, cel puțin pe TradingView, 29 iulie, acum 2 ani. Bun, deci weekly nu ne zice foarte multă treabă, hai să-i dăm pe daily și înțeleg că s-a deschis aici, s-a dus până aici, s-a respins grav, a venit iară până unde s-a deschis și de acolo super mare downward momentum, pac, pe cale și l-a pierdut încet încet de aici, de aici, de aici, de aici și a intrat într-o consolidare super lungă care a durat cât? Hai, va dura, bă. Pac, de aici până pe aici sunt 300 de zile, mamă, deci a stat un an de zile într-o consolidare. Bun, hai să vedem. Cum ziceam, m-a întrebat referitor la perioada 9 februarie, 18 februarie, ok? Hai să vedem ce s-a întâmplat atunci în perioada daily. Ok, februarie. 5, 6, 7, 8, 9. Ah, ok, deci a avut creșterea asta. De cât la sută? Hai să vedem dacă pușcam lumânarea asta și ajungeam până pe aici.
aveam 2 zile cu creștere de 187%. Na, să-i dăm pe 4 ore pentru că nu înțeleg foarte mare lucru. Și să vedem prima oară dacă aș fi putut să fiu pregătit pentru mișcarea asta. Hai să-i dăm în spate un pic și să ne uităm de când a început să miște. Sau de când am început să avem volum. Ok, consolidare, consolidare, la. Bun. Foarte puțin volum, insignifiant. Și aici am avut un prim push. Ok. Push și după aia o corecție. Ia, fă-te un pic mai mare să vedem ce s-a întâmplat aici. Deci, 1, 3, 4, 5. Ok. Tadadam. Ia uite, aici avem un double bottom. Țac, țac. Bun. Deci, un double bottom cu o respingere destul de faină. Așa că ne luăm de aici un trend. De aici și până acolo. Și îl ducem blanc. Și uite ce fain a respectat. Deci, jap, jap, suportare. Bun. Deci, din momentul ăsta, cu respingerea asta super agresivă, din double bottom-ul ăsta, pe 4 ore, eu trag concluzia că suntem într-un uptrend. Am mai testat aici o rezistență pe care a rupt-o și a transformat-o în suport. Foarte fain. Pac, și s-a dus în sus, iară. Ok. Ne-am format zona de downtrend, acum, de uptrend, scuze, și acum așteptăm să vedem când intrăm. Da? Păi și prima intrare ar fi când atinge din nou partea, când atinge trend line-ul. Așa, și aici, să zicem că am dat un buy aici, deci ne-ar fi ieșit deja ceva treabă. Buy, am ajuns până aici. Credeam că merge, dar n-a mers și a venit până aici. Deci n-am făcut mare șmecherie, însă dacă noi ne-am mutat stop-loss-ul pe entry, putem să mai așteptăm și să vedem ce face. În cel mai rău caz pierdem sau câștigăm nimic. Însă, din momentul ăsta s-a respins iară, crește, crește, ne bucurăm iară, e super tare, pac, boom, respingere iară. Asta seamănă deja cu un double tap. Ok. Aici deja am fi tras o linie din asta. Bun. Scade, scade. Dar să mutăm un pic pe oră pentru că n-am destule informații. Așa. Deci a venit aici și iar scade. Dar, dacă am văzut uptrendul ăsta, îi trântesc o linie și lui ăsta. Deci se respinse aici, se respinse aici. Deja avem 2 atingeri. Dar faza e că s-a respins și de aici. Bun. Ce aș fi făcut eu dacă eram pe aici? Păi, 1, 2, 3. Deja e un triple tap într-un uptrend. Triple tap într-un uptrend înseamnă pierdere momentum destul de gravă. Dar să vedem totuși până ajung aici. De ce s-a respins de aici? O logică putem să mă aștept să se respingă de acolo? Da. Ia uite aici. Dăm pe line să scoatem gălăgia. Și avem. Asta ar fi. Pac, ok, pe care am testat-o aici. Bun, hai să facem, marcăm ca fiind o zonă. Bă, sper că nu se aude sunetul de la cooler la laptopul meu, care e foarte greu pentru el să proceseze niște trading view. Da, nu știu care e faza. Ce nu combine. Bun. Așa. Mutăm înapoi. Și e o citare. Fix din asta s-a respins. Și după aia a fost, îi spun eu, niște gravitație. Adică n-am mai ajuns chiar în zona aia. S-a respins încă de 2 ori de acolo. Ok. Deci, din momentul ăsta, eu m-aș fi așteptat la o corecție mai amplă sau măcar un range. Și hai să vedem ce face. A venit aici, s-a respins. Putem să marcăm ca și zona
de suport temporară. Ceea ce e foarte fain. Pentru că s-a mai respins încă o dată, a venit, a încercat, iar s-a mai respins aici, iar s-a mai respins. Ok. Dar unde avem zona de rezistență? Păi o avem undeva pe aici. Ia uite. Bun. Ce facem noi în range? Cumpărăm jos, vindem sus. Da? Așa. Deci, cum am zis, aici, triple tap, mă așteptam la să urmeze o consolidare de orice formă, că e range, că e un downtrend pe termen scurt sau orice alte chestii. Momentan s-a respins de aici, o consider că am izbit podeaua, da? Deci suport s-a respins de aici, rezistență s-a respins iar de aici, rezistență s-a respins iar de aici, suport. Bun, deci suntem în range. Dăm un buy aici, un mini buy ar fi mers de la doji-ul ăsta, după ce s-a închis, fiind în partea jos a range-ului, dacă îi vedeam un buy timid până în partea de sus a range-ului, câștigam 8% în 3 ore. Super tare! Bun, faza e că aici aproape se întâlnea cu downtrend-ul ăsta. Da? Triple top-ul de acolo. Și ar fi trebuit să aștept. Eu aș fi închis aici. Vedeam că a rupt-o și m-aș fi uitat pe volum. Și volumul e destul de mare, adică e cam cel mai mare din ultimele 5 zile. Dar având în vedere că eu sunt pe o oră, din ultimele 5 zile, bă, o să iau în calcul volumul ăsta. Bun. Când avem un breakout cu volum mare, îi considerăm true breakout, da? Dacă era volum mic, să zic că ar fost breakout cu volumul de aici, aș fi gândit de două ori să-i dau un buy. Da? Pentru că aș fi considerat că e un false breakout. Bun, dar având în vedere că e dita mai volumul pe lumânarea asta și dita mai lumânarea fără nicio codiță în partea de jos, știu cine deține controlul în ultima perioadă, da? Și știu că sunt tauri. Bullshit. Ok. Așa că, dita mai lunarea, nu o să intru niciodată pe aici, pe un buy, deci breakout, dar nu intru aici pentru că n-am logic unde să-mi pun stop loss, da? Sau logic am, dar e mult prea departe. E 1.28, 1 așa. Nu o să-mi pun stop loss niciodată o distanță din asta așa mare. N-are sens. Așa că aștept un pullback și pullback care s-a și întâmplat, pentru că a venit aici, a, frumos, și de aici s-a respins și i-a dat în sus. Deci avem true breakout cu volum fine, retest al trendului creat din triple top-ul ăsta și plecat din nou. Deci clar aici merge o intrare cu un stop loss undeva aici. Ok. Acum, ia să vedem dacă intrăm noi aici, unde ne punem take profit. Ar mai fost o variantă, deci asta e varianta mai agresivă, uite că am uitat să vă zic de chestia asta. Zona asta de suport și rezistență, care e chiar și de supply and demand, o variantă mai puțin agresivă ar fi fost să o rupă și să o testeze, ceea ce a și făcut. Și din nou suportarea. Cu un order pe aici și un stop loss aici ar fi mers de minune chestia asta. Bun, dar în spate, în ultima perioadă, nu avem zonă logică de take profit. Așa că hai să ne căutăm. Una logică. Ia dăm niște linie. Așa. Una logică. Că ar fi. De una ar fi aici, nu? Da, asta e cea mai blană. Super blană. Ok, să duc mai sus. Hai să vedem. Aveam vreo zonă și mă închirăm. Bă, da, ar fi și asta. Și
Prea satisface niciun om. Ba, da, totuși, hai să luăm pe asta. Oh, super tare. La fix am prins. Deci, presupunând că nu știm ce face prețul și noi suntem undeva prin zona asta, da, în care am zis că am rupt și zona de supply and demand și am testat-o, suntem pe buy. Având în sus trei poziții, trei zone de suport și rezistență, ne închidem treptat pozițiile. Adică a ajuns prețul aici, super tare, ne bucurăm, închidem o treime. Deci, dacă am luat 9 acțiuni, 90 de acțiuni, 900 de acțiuni, în zona asta închidem 300. Stop loss pe entry la restul. În zona asta închidem restul. Cu toate că nici n-am fi apucat să mai închidem ceva, pentru că e dita mai gap-ul aici și nu au avut niciun earnings sau nimic. Bun, dita mai gap-ul, pac, ajungea prețul aici și trebuia să le fi închis pe toate. Sau să închidem doar una din ele? Gap up. De obicei, de reținut e faptul că gap-urile tind să se umple. Nu tot timpul, însă marea majoritate a cazurilor, și atunci vrem să avem dreptate în 50% plus 1 măcar, da? Să fim 50%, 51% măcar să avem dreptate în market. Și gap-urile au peste 51% șanse să se închidă, așa că dacă am fi fost pe fază cu lumânarea asta, am fi închis toate pozițiile. Și ar fi fost un trade excepțional. Da, deci Via Lycoman, ca să-ți răspund la întrebare, sau nu mai știu dacă a fost chiar întrebare, era o curiozitate, logică ar fi avut, pentru că în ultima perioadă de când a crescut volumul, noi eram în uptrend, ne-am pierdut momentumul cu consolidarea asta, da, cu triple top-ul, s-a format un range în care noi am cumpărat în partea de jos, am închis în partea de sus, a fost un true breakout cu volum, și un retest a zonei create în urma triple top-ului ăsta. De asemenea, și zona de supply and demand, creată mult mai în spate și atinsă aici în 28 ianuarie, a fost ruptă și testată. Ceea ce sunt motive suficiente și suficient de convingătoare ca să intrăm pe buy. Am fi avut un trade în care am fi câștigat, dacă intram peste lumânarea asta, am fi câștigat un 228%. Deci ne triplam portofoliu. Da, dacă aveam 1000 de euro, intram cu toți banii, acum aveam 3000 de euro. Asta e combinația. Super tare. Bun. Ce s-a întâmplat în continuare? Păi ce se întâmplă? S-a ajuns la zona asta, pe care o considerăm deja zona de supply, în care nimeni n-a mai vrut să cumpere. Prețul era mult prea mare, adică totuși creștere de 20-280%, da. Așa că o grămadă și-au luat take profit aici, au făcut prețul să scadă, au venit sellerii, au făcut și mai mult prețul să scadă, și eventual chiar niște stop loss-uri mutate mai sus, niște trailing stops pe care le-a luat cu codița asta, probabil, sau cine știe cu ce. Toate astea trei elemente au făcut să ducă prețul super în jos și au creat un momentum foarte mare, un downward momentum. Pe care acum să trecem la partea a doua a videoului, îi facem analiză tehnică pe perioada ce urmează și să vedem dacă e de buy sau de sell. Ok. Avem 4 ore. Downward momentum. Pac, 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 pac. Deci deja pe aici s-a plictisit. Aici zona asta a obosit. Uite, înclinația de aici până aici e mult mai mare decât înclinația de aici până aici. E clar, nici nu trebuie să ai 7 facultăți să-ți dai seama că downtrend-ul și-a pierdut din momentul. Ok? Bun.
Și ce mai avem aici? Apoi am o respingere așa, o respingere așa. Bun. Hai să-i dăm înapoi pe o oră. Și să vedem ce ne mai zice. Asta le ștergem că... nu trebuie chiar acum. Și ne ducem mai pe termen lung și vedem. Avem uptrend-ul ăsta pe care o să îl continuăm. Bun. Aici. Hai să mai tragem un uptrend care și-a crescut în intensitate. Bun, ceea ce văd eu pe aici deja nu-mi place. Văd un breakout și un retest. Bine, breakout-ul ăsta, de fapt, e cu un volum mult mai mic decât lumânarea asta. Ceea ce îmi dă motive să cred că poate fi un false breakout. Dar hai totuși să mai luăm o altă posibilitate în care traderii instituționali sau roboții ar băga în seamă prețul de închidere, ceea ce se și întâmplă. Bun, și s-au schimbat puțin datele problemei, puțin mai mult, pentru că avem uptrend, dar deja aici e downtrend în ultima parte. Iar uptrendul a fost rupt, testat încă o dată și s-a făcut într-un downtrend. Deci downtrend, double top. Înseamnă că s-a terminat corecția. Pe lângă că avem și două teste ale breakout-ului. Ok? Deci notăm aici double top în downtrend. Continuare trend. Double bottom în uptrend, continuare trend, ok? Bun. Volume. Cum stăm cu volumele? Aici un volum destul de mare, însă avem volume destul de mari pe sell. Ok. Bun. Marcăm zona asta, ca fiind o zonă de interes. Și ce mai avem? Mai avem și zona asta, care e o zonă faină. Oh! Super tare. Deci aici mai observ un inverted head and shoulders. Ok. Și aici avem un trend. Hai să-i facem trendul. Ultima perioadă. Pac. Cam asta. Bun. Păi, în momentul de față suntem pe o oră pe Sandel și avem situația următoare. Pare că se respinge din zona de supply and demand. Da? Ca să fiu convins că s-a respins, noi avem în ultima perioadă, cât? 17 martie până azi, 25 martie, ok, o săptămână. În ultima săptămână noi avem downtrend. Dar, per general, suntem în uptrend, așa că, de preferat, unde punem cu valul cel mare. Așa. Și considerăm decizia să fie doar de buy, trebuie să așteptăm să vedem când e buy-ul. Și buy-ul ar fi odată să rupă downtrend-ul ăsta și să-l testeze. Ori să rupă și să testeze zona de supply and demand, să creeze astfel un double bottom, da? Deci variantă 1, pac, rupt și testat supply and demand cu un double bottom, rupt, testat mai jos și atunci poate să facă un double bottom și să-l testeze chiar mai jos și hai să vedem. Are motive să ajungă? Are motive să ajungă pentru că mai avem zona de supply and demand aici. Așa că e destul de risky. Aș folosi un 0,5% risc pe un trade din ăsta. Și cum am zis, după ce văd că se respinge din asta, aș intra cu un 0,5%. Un stop loss sub cifră rotundă. Puh, dar ne trimite chiar prea departe sub cifră rotundă aici. Ok. Bun, stop loss undeva măcar sub water channel ăsta de 3, da, la roșu. Deci intrat pe aici pe respingere, stop loss aici. Hai să vedem, luăm un long position, să vedem ce s-ar întâmpla. Să zicem că pe aici s-a respins prețul, acolo avem water channel și unde ne punem targetul până aici.
Aici închidem și de ce închidem? Dacă ajunge prețul aici, așteptăm să vedem ce facem. Rupe uptrend-ul și își reia canalul care merge în sus, deci rupe și testează și o ia iar în sus, sau se respinge și dă în jos și trebuie să modificăm direcția downtrend-ului. Bun. Da, deci ideea, per general, este că pe termen lung suntem în uptrend, avem un momentum super șmecher aici în sus, care s-a stricat odată cu o grămadă de lucruri, cum am zis. Sunt mai multe variante. Prima, take profit, a doua, intrat pe sell, a treia, luat stop loss-uri și dacă iei stop loss-urile, nu mai sunt order de buy. Deci toate astea trei fac să se ducă prețul jos și să-și intre într-o consolidare. Da? Bun. Interesantă firma asta, așa că o să-mi pun și eu pe o așteptare, trântesc un portocaliu și aștept să văd ce face prețul de aici. Doar că s-a respins din zona asta, nu e suficient pentru mine, aș vrea să rupă măcar uptrend-ul ăsta ca intrare agresivă, să rupă zona asta de rezistență ca o intrare mai puțin agresivă, dar nu e nici cea mai bună pentru că suntem la jumătatea distanței între zonele supply and demand. Da? Cum am zis, best shot e să testeze asta și să facă un double bottom, stop loss strâng, pentru că poți să facă double bottom plus breakdown și să testeze zona asta. Cam astea sunt variantele, așteptăm să vadă. Dacă vreți să tranzacționați SNDL, așteptați să vină prețul la voi, ok? Hai! Sper că a fost ok. Like, subscribe, share, feedback dacă a fost totul în regulă și sugestii, pentru că îmi face plăcere să aud de firme noi și alte chestii și ce mai gândiți voi și ce mai preferați să tranzacționați. Baftă!